Vă salut, dragilor, și bine ați venit la episodul 2 din cariera Nemții spre glorie, o carieră în care încercăm să ducem pe nemții, adică eu, spre culmile gloriei, spre o echipă de top a Europei. Ca un rezumat al episodului 1, am semnat cu FC Faro. Consider eu cea mai bună rampă de lansare din România pentru un tânăr jucător și sperăm să chiar să reprezinte o rampă de lansare și să-l ducem pe nemții direct la Manchester United. Nu discut. Nu uitați să apăsați butonul de like, la 200 de like-uri pleacă episodul 3 și să apăsați butonul de subscribe. Suntem road to 10.000 de abonați și sperăm să reușim această sumă cât mai repede. Să vedem ce ne rezervă acest episod. A venit direct prima etapă, avem un mesaj de la manager, it's for real now, I've been really impressed with the strength of your performance, auzi, e impresionat de performanțele mele din pre-sezon, I'm going to start you, mamă, mare titular, it will be a challenge, I'm looking forward, mamă, senzație, suntem titular în prima etapă din campionat, băiți, prima etapă, meciul cu UTA Arad, direct titular, vreau să ne uităm un pic pe calendar, să vedem ce meciuri avem, ce program, avem cu UTA prima etapă, după cu Gazmetan la o săptămână, Rapid, mare derby. După Sepsi, CFR Cluj, Câinii Roșii, Dinamo direct, abia aștept să-i batem. FCU Craiova, mamă, după aia Clinceni și mare meci în Conference League. Mare meci în Conference League cu Hammer B ăștia și după cu Livingston. Mamă, deci suntem în Conference, jucăm în prima competiție europeană. Mamă, ne facem. Ne arătăm talent în prima competiție europeană. Asta zic. Mulți dintre voi mi-a spus că antrenamentele alea sunt foarte importante, deci o să simulăm și antrenamentele alea neapărat. O să le dau eu pe skip, o să editez frumos și le dăm skip frumos. Să mergem la primul meci din această carieră, mamă, Players Nemții TV, mamă, bandă stânga, când vreodată atacant, joc exact ce, mamă, 68 rating, Ganea 64, Eli 64, Boboc, Ghiță, Mladen, Nenoier, Ciobanu, Artean, Purece și ei cu Hora Miculescu, Players Nemții TV, se știe. Players Nemții TV pleacă primul meci, băieți. Primul meci din această carieră, primul meci de campionat, primul meu meci oficial la acest club. Au plecat suporterii. Suporterii sunt în delir pentru debutul acestui caracter minunat. Mamă, match rating 8-5. Have a dribble success, să driblezi 60% și get a cross success 50%. Bine tată, așa face. All to skip. Bandă stângă, frumos, intrăm cu... A văzut că dau bine cotitele. Da. L-a trădat viteza. Mamă! Nice try! Bară, nu pot să cred. Mamă, ce bară. Bă, dar n-avem și noi un pic de noroc. Să se ducă sub bară, nu în bară. So nearly. Dă-mi-o, să-i dau cotita. Da. Keep trying, 7-5, mamă, suntem pe ei, băieții mei, haide. Bravo. Ia-o. Cotita lovește din nou, dragii mei. Cotita o să fie marca înregistrată a acestui videoclip. Mamă, dar ce... Ia. Las-o acolo, mamă, zici că e 1-1 copie cu aia din primul episod, o să ziceți că nemții e copie cu aia din primul episod. Ia uite-o, mă, tată, mă. Mamă, aș vrea un pic mai la vinclu, așa să le încerci. Aș vrea un pic mai la vinclu, omul meu.
Ăsta ești tu. Ăsta ești tu. Ia uite-l cum stă. Bravo, tată. Altceva. Altceva înainte de pauză. Exact cum trebuie. Exact cum trebuie să vină un gol de ăsta înainte de pauză. Minutul 45. Să fim atenți să nu luăm gol și suntem pe cai mari. Și ai plecat contraatac. Da, du-te. 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 Dă-mi-o. Mamă, cu stângul. Mamă, cu stângul. Am scos-o din stadion. Am scos-o din stadion cu stângul. Victoria, primul meci, băieți. Victoria cu gol. Nemții TV a marcat. A marcat golul acestei victorii. Ia să vedem ce zic ziarele. Ce zic ziarele, ce se întâmplă. Frumos. Frumos. Minus 5, ce s-a stăm? Mamă, player of the match. Player of the match direct. Player of the match direct, băieți. Ia uite-l pe Denuer. Player growth, advance. Minus 5, de ce mi-apare minus 5? Growth aici, nu știu ce se întâmplă. Advance. Un prim match de poveste, băieți. Un prim match de poveste. Un început de carieră de poveste, aș putea spune. Ia, advance. Mamă, e și perioada de transferuri. Cum ar fi? Stop. Am al doilea meci direct, titular, bandă stângă, Brege la atacant, Eli pe dreapta, nu știu cine e Brege la să mor. Nu știu cine, mamă, intrăm direct, nu mi-a mai zis nimeni nimic, nu mi-a zis nimeni nimic, nu m-a ridicat nimeni în slăbi, nu m-a felicitat nimeni, nu știu ce se întâmplă, nu-mi place așa, nu-mi place așa, direct spre meciul, pe meciul 2. Să înceapă al doilea meci, băieți, să înceapă al doilea meci oficial din acest sezon acasă la Gazmita, mamă, dar ce, la noi e, mă, acasă, e la noi acasă, nu știu de ce e gazon așa bun. Cum dau, mă, pe celebrare? Omul nostru. Omul nostru. Mamă, ia vezi gol. Ia vezi golul ăsta. Mamă, și joc la Legendary totuși. Joc totuși la Legendary, nu-i chiar așa ușor. Trebuia să dau la Ultimate sau la ce trebuia să dau? Două goluri în două meciuri. Golgeterul României. Nu pot să cred că am gol marcat, conducem cu 1-0 minutul 9 și eu am 7,1 la notă. Mamă, bara e cu noi, bara e cu noi. Bun un corner, bun un corner, aia e. Nu luăm gol. Nu luăm gol, tată, corect. Și contraatac direct, contraatac, a plecat contraatacul. What a world class player, Cotita again, Cotita strikes again, 2-0 minutul 65. Mamă, n-am văzut așa ceva în viața mea. Priviți și vă minunați, pe jos. Mamă, cred că un pic de viată, dar... Frumos rău de tot, uite-l pe Gicanu. Haide! Mamă, zic că m-am scos. Mamă, diaconul, mi-a executat frumos diaconul, skip, direct, să nu mai vedem. A, dar nu e diaconul, mă, cine? A, diaconul, da. Roni, mamă, minutul 71, nu pot să cred. Credeam că e mai aproape de final. Dă-i tare, nea. Corect, ca la români.
ca la romini. Bravo. Mamă, și dacă îmi dai o pasă acum? Te cam singur cu portarul. 2-1. 2-1 Nepsi TV, 2 goluri, băieți. Victorie, 3 goluri în 2 meciuri. Mai ziceți ceva de mine. Mai ziceți ceva de mine. Uite omul nostru. Team possession. Team possession nu prea e. Mamă, man of the match direct. Man of the match direct. Greu tai ce înseamnă. Am match rating astea cu cât crește el, nu? Obiectivele, posesia nu prea. Posesia, dar posesia trebuie să vină de la echipă, frate, nu de la mine. Nu de la mine, n-am ce să fac. Mergem mai departe și avem mare meci cu Rapidul. Mare derby cu Rapidul, ia. FCSB Overcome, mamă, FCSB-ul locul 1-6 puncte, Mioveni locul 2, CFR Cluj, Faro Constanța direct. Mare derby cu Rapidul ce avem, ia să vedem. Na, nu cred că nu suntem titulari. Nu cred că nu suntem. Tot pe stânga, Nemții TV, left winger, Breje, nu știu cine e Breje ăla. Nu știu cine e Breje ăla, dar a, e. Pleacă mare derby. Derby-ul care poate să ne ducă pe primul loc. Derby-ul care ne duce pe primul loc, sper eu. Sper eu să ne ducă pe primul loc. Dacă ar da și băiatul ăsta drumul la mingea, aș fi foarte fericit. Bravo. Bravo. Mamă, dacă mai dădeam și cu capul. Bad call. Hai că bad call. Mamă, ce ratare cu piciorul stâng. Nu pot să cred. Dă-mi-o. Mamă, am vrut să mă pun pe dreptul. Am vrut să mă pun pe dreptul, că stângul e de tramvai la omul nostru. Până îmbunătățim un pic. Să-i dau la weak foot. Neapărat trebuie să-i dau ceva, că e de tramvai piciorul stâng. Mamă, ce ocazie bună. Dă-mi-o. Dar n-am vrut să dau pasă. Hai că suntem pe ei. Mamă, ce șuturi are cu stângul omul nostru. Haide! Celebrarea! Da, tată, da! Hai cu victoriile alea. Hai cu victoriile alea pe linie. A scăpat omul nostru. A scăpat omul nostru și nu iartă. Nu iartă de acolo. Nu iartă, tat. Tiki-taka. Cercăm poarta. Hai n-ai mingea, dai la poartă. Asta e deviza după care jucăm noi. Hai n-ai mingea, dai la poartă. Mamă, dar pe mine nu mă schimbă ăsta niciun pic. Aș vrea și eu să mă schimbe un pic, sincer. Aș vrea și eu să mă schimbe un pic, să... Să mai stau și eu pe dreapta. Mamă, 1-1, nu pot să cred. 1-1, nu pot să cred. Eu am zis că e 2-0 pentru noi, când acolo era 1-0. Am un mare topor ce a băgat. Minutul 90. Aia e ultima fază. Nu luăm gol. Și contraatac. Nu cred că nu mă lasă. Lasă-mă contraatacul ăsta, că plecam săgeată. Plecam săgeată, 1-1. Bă, primele puncte pierdute, din păcate. Primele puncte pe... Ia uite-l pe omul nostru. Te pop. Te pop, frate. Ultimele. Primele puncte pierdute. Două puncte pierdute după ce am condus cu 1-0. A reușit din nou să marcăm, ceea ce e foarte important. 9-1, cea mai mare notă. Ia să vedem la... Să vedem acolo la antrenor cum stau treburile. Frumos, toate trei bune, perfect. Perfect. Cred că n-am mai luat man of the match. Balan on target in așa. Mamă, suntem pe primul loc. Poză cu clasamentul. Bine, nu s-au jucat toate meciurile, dar aia e primul loc, FCSB-ul locul 2, sperăm să se încurce. Sperăm să se încurce FCSB-ul, că altfel e jare. Mare meci cu Sepsi. 5 skill points available de alea, trebuie să mai dăm niște treburi de alea, 68 overall. E totul bine pentru moment. Așa. Să-i dăm câte un pic din toate. Overall 70. Ne-a crescut overall-ul cu 70. Ia vezi, physical 74. Așa.
dribbling 71, shooting 71, pace 78. La pace acolo vreau să-l facem racheta. La pace acolo. Și clasamentul după 3 etape arată CFR Cluj 9 puncte, FCSB 7 puncte, Mioveni 7 puncte, Faro 7 puncte, Sepsi 7 puncte. Mamă, mare derby. Mare derby cu Sepsi, 7 puncte și noi și ei. Mare puncte și noi și ei, 7 puncte direct. Left winger Brejela iare. Mamă, mă omoară Brejela. Mă omoară Brejela. Mare derby pentru play-off. Mare derby pentru play-off cu Sepsi OSK. Hai pe ei, pe mama lor. Mamă, avem 3 meciuri sau câte meciuri? 3 meciuri direct, gol în fiecare meci. Back to back goals. Sperăm să ținem Shiro. Ciunciucov. Blochează-l pe Ciunciucov. Bă, dar nu prea îmi place. De ce nu se fac upgrade-uri la transferuri? De ce nu sunt upgrade-urile făcute la transferuri? Că Ciunciucov ăsta e la gaz acum, parcă, nu? Mamă, portarul nostru e de aur. Portarul nostru e de aur, vă spun. Du-te. Du-te, puiule. Du-te, că nu te prinde Mitrea. Da, da. Cotita. Alo, mai. Mamă, Mitrea, ia numărul din spate, Mitrea. Ia numărul din spate, 1-0. Claro que si, claro que si. Ce contraatac, școală. Contraatac, bă, am scăpat. De asta vreau pace, 90. Vreau pace 90. Nu mă joc cu 80. Bine, bun și ăsta, că l-am prins pe Mitrea, dar în Europa, când mă duc cu astea, nu o să fie cas. Nu o să fie pont. Ne trebuie pace 90 plus vreau. 90 plus vreau la pace. No. Mamă. Bă, noi și portarul. Noi și portarul cărăm echipa asta. Noi și portarul. Era greu, mă, să o mai scoată și pe asta. Era greu să o mai scoată și pe asta, că... Cât să mai scoată și el? Ne-a tasat Ciunciucov. Ne-a aruncat. Ne-a aruncat în aer Ciunciucov. Dacă că e a doua pe care o ratează, deci... Prima a scos-o, dar a doua, de unde s-o mai scoate? Dă-mă gol! Da, asta e un fel de asist, nu? Asta e un fel de cotită asist, băieți. Cotită asist se numește asta. Cotită asist, nu discut. Ia uite-l. Bam! Mamă, era frumoasă dacă a intrat, dar s-a dus bine. Bravo! Cotita asist. Cine a dat? Breji? Breji ăsta. Bravo, Breji. Ai urmărit bine, puiule. Bravo ție. Am dat și eu 3-4 goluri și un asist. Abia aștept perioada de iarnă, băiți. Român adevărat. Abia aștept perioada de iarnă să vedem dacă ne face cineva vreo ofertă. Să mergem și noi la mai bine, știi ce zic? Să mergem și noi la mai bine. Bravo. Și contraatac, școală. Contraatac, școală. Mamă, dar ce-i rup pe ăștia pe picior? Foarte frumos. Mamă, dar ce bine a centrat-o, nu mă așteptam niciodată, ce bine a luat fața. Lu' Ninai, ăsta e Ninai. Aie, easy. Două goluri, 3-1 pentru noi. Să vină locul 1, băieți. Mamă, cu stângulețul ăla, cum dă, mă ia plânsul. Mă ia plânsul cum dă cu stângulețul ăla. Mamă, ce bășbuială. Ce bășbuială. Mamă, ia vezi golul ăsta. Ia vezi golul ăsta, ce cap a tras Nina ăsta. Lent, dacă îmi dă cu capul, nu se joacă. Mamă, în vinclu direct.
cap în vinclu, n-am văzut în viața mea așa ceva. Mare cap în vinclu, ninai. O chelie aia cred și eu. Ține un pic de ea 3 minute. Ține un pic de ea 3 minute, nu ne mai jucăm. Gata, frate, gata. Ei, refri. E gata, refri. Asta zic, Victorie. Breji un gol și Nemți TV. Mamă, vreau să văd dacă mi s-a pus assist. Vreau să văd dacă mi s-a pus assist golul ăla. Da, nu mi s-a pus, bă. Două goluri. Asta îmi place. Parcursul pe care îl așteptăm, 3-2, o victorie meritată, 3 victorii și un egal avem, nu? 3 victorii și un egal, easy aș putea spune. Advance, plus 25, starting 11, toate 3, player of the match, iar, mamă, suntem casă rău de tot. Player of the match. Trofeu, mulțumesc frumos pentru man of the match, mulțumesc din suflet. 70 overall. Bine, locul 2 după CFR Cluj, mamă, CFR Cluj maxim de puncte. Nu se poate așa. Hai să vedem un pic cum stăm până acum. După 4 meciuri suntem pe locul 10, Faro Constanța pe locul 10, CFR Cluj maxim de puncte. Faro Constanța locul 3, eu zic că stăm destul de bine. Hai să vedem cu cine avem grupa de, sunt curios cu cine suntem în grupa de conference. European International Cup. UE, cred că asta e Conference League, da. Mamă, Basel, Livingston, Faro și Hammarby. Ieșim direct din grupă, băieți, zic eu. Eu zic că ieșim direct din grupă, așa, și vreau să văd un pic cum stăm la player stats aici, pe top goal scorers, se știe. 4 meciuri, 6 goluri, Aribec locul 2, Lucas în locul 3, Budescu locul 4, suntem casă și la asisturi, mamă, Buziuc, Bauza, la asisturi nu prea, că noi suntem cu cotitele, nu suntem cu altele. Bun, bă, avem bătălia pentru locul 1, băieți, în următorul episod o să se țină bătălia pentru locul 1, mare derby cu CFR Clujul, sperăm să-i batem și să trecem pe locul 1 direct. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine pe acest episod, haideți să facem 200 de like-uri, la 200 de like-uri pleacă episodul 3, pleacă bătălia cu CFR Clujul, apăsați și butonul de subscribe, suntem road to 10.000 de abonați, abonați-vă, activați clopoțelul să nu ratați notificarea cu episodul 3, eu sunt Nemții, ne revedem la următorul episod, vă pup!